Doamnelor, domnilor, bun găsit, începe acum Nova Observatorul. Sorin Dugălie a fost trădat de prieteni și de oameni apropiați. Din această durere, solistul a lansat un cântec care s-a bucurat de succes încă din primele ore. Cum a trecut Sorin Dugălie peste aceste dezamăgiri, a povestit în cadrul emisiunii Nova Star, realizată de Andrei Brânaș. Întotdeauna am fost un om solitar. M-am agățat, într-adevăr, ca și alpiniștii. M-am agățat de anumiți oameni. M-am bazat mereu pe aptitudinile mele, am avut încredere în oameni, am fost dezamăgit când nu a mai fost nevoie cumva de capacitățile mele și de aptitudinile mele, când deja au învățat de la mine să facă anumite lucruri, atunci am simțit că nu mai au nevoie de mine. Dar, cum am spus și acolo, nu-i nimic, lasă, că nu-i urăsc. Și ce face Sorin Dugălie când este dezamăgit de o persoană la care se așteaptă cel mai puțin în lumea asta? Păi, Sorin Dugălie când este dezamăgit, pleacă. În momentul când sunt dezamăgit și simt că nu mai e locul meu acolo unde poate mă simțeam cel mai bine, mă ridic și plec. Uneori mă ridic și plec în liniște, alteori mă ridic și plec cu un pic de vâlvă. Dar prefer în liniște întotdeauna, căci așa e cel mai, pacea e mai importantă decât dreptatea. Știi, am auzit la un moment dat o persoană spunea că ea nu se răzbună, nu poartă pică, pur și simplu uită. Mi se pare o capacitate enormă de a putea să uiți un lucru care ți-a făcut rău, o persoană care ți-a făcut rău, pur și simplu să îngropi și atunci să nu mai simți nimic, pentru că nu poți să nutrești sentimente pentru ceva ce nu mai există pentru tine. Tu ai capacitatea asta de a uita sau cum se întâmplă la tine când treci prin... Nu am capacitatea asta. Nu am capacitatea asta. La început sunt supărat. Cred că toți oamenii avem tendința de a ne răzbuna. Dar foarte repede îmi revin. Un șofer beat și drogat a provocat un accident pe autostrada A1. Tânărul a fugit de la locul accidentului, însă a fost prins la scurt timp de oamenii legii. Șoferul teribilist este acum cercetat penal. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la faptul că la nodul rutier A1 cu A6, kilometrul 458, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Conducătorul autoturismului, continuându-și deplasarea pe A6 înspre municipiul Lugoj, polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au reușit oprirea și identificarea conducătorului auto, respectiv un tânăr în vârstă de 27 de ani. Tânărul a fost oprit la ieșirea de pe A6 înspre centura Lugoj. În urma testării cu aparatul etilometru, acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, în urma testării cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența substanțelor psihoactive. În urma controlului, efectuat în interiorul autoturismului, a fost găsită o pungă cu conținut de substanțe vegetale susceptibile de a produce efecte psihoactive. Acestea au fost ridicate și sigilate, fiind trimise către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor psihoactive, precum și deținerea de droguri în vederea consumului. Primăria Giroc anunță obținerea finanțării pentru un nou proiect amplu de asfaltare. Proiectul include 19 străzi, 16 în Giroc și 3 în Chișoda. Investiția se ridică la 10 milioane de lei, bani de la Compania Națională de Investiții. După un proces îndelungat, Primăria Giroc anunță obținerea finanțării pentru un nou proiect amplu de asfaltare. Valoarea totală a investiției se ridică la 10 milioane de lei, bani asigurați de Compania Națională de Investiții. Proiectul include 19 străzi, 16 în Giroc și 3 în Chișoda. După finalizarea proiectării, Primăria Giroc va demara procedura de licitație. Termen estimativ de începere a lucrărilor este luna noiembrie 2024. Săptămâna viitoare va fi publicată lista completă a străzilor care vor beneficia de asfaltare din bugetul local al acestui an. Au curs lacrimi de emoție din ochii solistului Sorin Dugălie în cadrul emisiunii Nova Star. Realizatorul Andrei Brânaș a făcut o surpriză care i-a emoționat și pe telespectatori. Despre ce este vorba, aflați chiar acum. Domnule Dugălie, în primul rând vreau să vă mulțumesc că v-ați învins emoțiile și că ați intrat în emisiunea mea și vreau să vă întreb, sunteți mândru de feciorul dumneavoastră? Știu că el a fost primară sportiv, unde a excelat. Iată, acum cântă și o face atât de bine și este atât de iubit de oameni. Cum vă simțiți?
Vă dați seama, la 58 de ani mei, că sunt ca un soare care răsare după ploaie, extraordinar, cu o putere magică. Mă simt extraordinar mândru. Bineînțeles, nu vreau să fac comparații sau separații între fecior și fată, dar vă dați seama că pentru el am o mândrie că e bărbat și a ajuns exact unde și-a dorit, ca și la acel sport care dorea să ajungă ca și Pasachi, dar de nefericire s-au întâmplat niște chestii cu o apendicită, cu niște probleme de sănătate și acolo a decăzut cum ar veni. Sunt foarte mândru, sau de la 10 în sus, nici nu pot măsura aceste... Ați simțit de mic că Sorin e bătăios, că va ajunge departe, că vrea să fie mereu cel mai bun în orice domeniu ar activa? Da, am contat pe el și azi exact îmi seamănă la mama lui, doar la voce, în restul, la orgolii, la tot la logică, la orice, și am știut că este un om bătăios și va ajunge pe culme cele mai înalte și va ajunge. Mulțumesc, tata. Așa m-ați crescut. Da. Așa m-ați crescut, așa m-ați învățat să fiu. M-a emoționat tare. Nu e neapărat că așa te-am crescut. Așa ești tu născut, să porți și totdeauna ți-a plăcut tatăl tău, cum ce rol logic are și cum te-a învățat și ce te-a învățat să fii în viață. Așa e, și îți mulțumesc din suflet. Dar ambiția ta ne-a depășit ca și părinți. Și îți mulțumesc din suflet și dumneata și lui mama. Și sper să fiți sănătoși, să ajunge să îl învățați și pe Dominic așa ce m-ați învățat și pe mine ca bunici. Și să jucați și la majoratul și la nunta lui. Să dea Dumnezeu, chiar dacă noi nu putem și nu o să mai fim în măsură să-l ajutăm pe el, o să fii tu la rândul tău, exact cum a fost noi pentru tine, tu să fii în locul nostru ca și părinte. Mulțumesc. Acum pot să închizi, că mi-au dat lacrimile. Da? Nu trebuie, lasă, e tata tău. STPT vă invită să explorați Timișoara cu tramvaiul turistic. Călătoriile inedite prin orașul de pe Bega vor fi reluate începând de duminică. Punctul de plecare și sosire este Piața Libertății. Începând de duminică, 12 mai, ora 11, STPT reia călătoriile cu tramvaiul turistic. Tramvaiul turistic va circula pe traseul liniei 6 pentru ca cetățenii să poată admira frumusețile arhitecturale pe care Timișoara le etalează cu mândrie în toate cartierele sale istorice. Punctul de plecare și sosire al tramvaiului este Piața Libertății. Călătorii vor putea admira arhitectura impresionantă a clădirilor istorice, parcurile și grădinile încântătoare ale Timișoarei. Costul călătoriei pentru adulți este de 15 lei. 5 lei pentru copiii cu vârsta între 7 și 14 ani. Copiii sub 7 ani călătoresc gratuit. Cursele vor avea loc din oră în oră, cu condiția construirii unui grup de minim 5 călători per cursă. Ultima cursă va avea plecarea la ora 18. Aquatim a programat mai multe intervenții pentru săptămâna viitoare. Echipele societății vor acționa atât în Timișoara, cât și în alte localități din Timiș. Lucrările urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile. Marți 14 mai, între orele 9-16, se va executa o conectare de conducte la intersecția străzilor Gheorghe Adam și Avram Imroane. Lucrările fac parte din proiectul Cele 12, execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, Lot 2, iar pe durata lor, furnizarea apei se va face în regim normal, fără a fi afectați consumatorii. În zilele următoare se va efectua spălarea rețelei de distribuție și a rezervoarelor de înmagazinare în mai multe localități. Pe durata lucrărilor, pe 13 mai, între orele 9-14, se va opri apa în șipe, iar presiunea va fi scăzută în Victor Vlad de la Marina și colonia Pini 1. Pe 14 mai, între orele 9-14, presiunea va fi scăzută în Vișag, iar între orele 9-17 se va opri apa în Uivar. Pe 16 mai, între orele 9-17, se va opri apa în Pustiniș, iar în perioada 13-17 mai, zilnic, între orele 9-17, se va opri apa în Libling. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Această perturbare va fi de scurtă durată, motiv pentru care clienților le este recomandat să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. De asemenea, consumatorii pot lua măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe toată perioada anunțată. A fost scandal la lipirea afișelor electorale în plin centru, actorii conflictului fiind membrii AUR și reprezentanții Alianței Dreapta Unită. De la cuvinte tăioase până la îmbrânceli nu a fost decât un pas.
S-a lăsat cu scandal și îmbrânceli la startul oficial al campaniei electorale la Timișoara. Membrii Alianței Dreapta Unită s-au adunat în Piața Unirii pentru a lipi primele afișe la miezul nopții, moment în care au venit cu același scop și mai mulți reprezentanți AUR. În acel moment a izbucnit un scandal colosal. De la cuvinte tăioase până la îmbrânceli nu a fost decât un pas. Infractorul ăla viceprimar. Și că noi suntem necivilizați. Băi, cu preta ești curajat. Dacă ți-ai curia venitii la locală, te-ai ascuns. Alfred Simonis, candidatul pentru președinția Consiliului Județean Timiș, cere sancționarea celor două formațiuni politice. Ceea ce nu înțeleg reprezentanții celor implicați în scandalul de aseară este că timișorenii și timișenii dezavuează un astfel de comportament și că vor sancționa la vot circul, alegând investițiile și proiectele concrete. De asemenea, solicităm autorităților statului sancționarea celor două grupări care s-au încăierat golănește în plin centru al orașului, într-un loc simbolic pentru Timișoara, transmite Alfred Simonis. Primarul Timișoarei Dominic Friții a retras toate atribuțiile viceprimarului Cosmin Tabără. Edilul spune că a luat această decizie după scandalul din Piața Unirii. Echipa consilierului său personal Ilie Sârbu, care este candidatul AUR la primărie, s-a comportat inacceptabil, spune Friț. Primarul Timișoarei Dominic Friți a retras toate atribuțiile viceprimarului Timișoarei Cosmin Tabără. Edilul orașului de pe Bega spune că a luat această decizie după scandalul din Piața Unirii. La răscruce trebuie să te hotărăști în ce direcție mergi. I-am retras toate atribuțiile viceprimarului PNL Cosmin Tabără după incidentul de aseară. Echipa consilierului său personal Ilie Sârbu, care este candidatul AUR la primărie, s-a comportat inacceptabil. Auriștii au întrerupt cu violență verbală și fizică evenimentul nostru de punere a primului afiș din Piața Unirii. L-au îmbrâncit inclusiv pe viceprimarul Ruben Lațcău, care la un moment dat stătea între mine și agitatori. Suntem obișnuiți deja cu amenințări și intimidări de la clanuri și interlopi până la AUR, care a devenit trupa de atac a PSD-PNL. Noi rămânem ferm pe poziție pentru corectitudine și demnitate. Cosmin Tabără candidează pe lista echipei Robu PSD pentru Consiliul Local. Când ești cu un picior în barca PSD-PNL și cu un picior în barca AUR, cu cel mai apropiat colaborator al tău candidat la primărie, nu mai ai un al treilea picior cu care poți fi viceprimar în administrația Friț. În lupta între înainte și înapoi m-aș fi bucurat să ia o altă decizie, transmite primarul Timișoarei Dominic Friț. Declarația zilei vine de la Vasile Blaga, președintele PNL Timiș. Acesta explică cum Timișoara a rămas în urmă nu numai față de alte orașe din România, ci și față de orașe din vestul țării. Eu sunt un produs al Timișoarei. Aici mi-am făcut facultate, aici m-am format ca om. Dar nu pot să nu observ că i-a rămas, din nefericire, cel mai puternic centru economic al României după București, chiar și în condițiile astea, a rămas în urma altor orașe din vest. Până acum spuneam mai din vest. Și tot dădeam exemplu, Clujul și orașul. Ei, acum vă garantez că, din nefericire, rămâne și urma Craiovei. Deci eu ne primim așa de sus pe Craioven, da? Și Craiova nu are autostradă, dar are și o stare rapid de azmene, gata, dar tot autostradă e. Și spre deosebire de noi, de Timișoara, are și stadion, are și sală de sporturi, are de toate. De ce am făcut această alianță și lucrurile să le vom explica. Pe de altă parte, suntem două partide de sine stătătoare. Bineînțeles, exceptăm, cum a spus, Timișoara și județul, primăria,
Consiliul Județean, Consiliul Local de la Municipiul și de la Județ și 11 localități în care așa au dorit primarii noștri sau ei lor să aibă liste române la Consiliul Local. Nimeni nu le-a impus. Au liber. Acestea au fost cele mai importante informații ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. La revedere! Thank you.